10 moduri complet neașteptate de a folosi ceapa ca medicament. Ceapa este excelentă pentru mâncăruri gătite sau salate, dar puțin știu că este mult mai utilă pentru tratarea bolilor. Ceapa este un remediu natural universal, care are proprietăți antiseptice și antibiotice datorită conținutului său ridicat de sulf. De asemenea, ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liberi, care cauzează bolii cronice. Ceapa poate crește imunitatea, poate opri senzațiile de greață și vărsăturile, poate vindeca bolile respiratorii și diabetul, poate reduce colesterolul rău din sânge și poate ajuta la tratarea artritei și bolilor cardiovasculare. Ceapa poate ajuta la tratarea următoarelor afecțiuni. 1. Tuse curățați și tăiați ceapa în jumătate, puneți o lingură de zahăr brun pe fiecare jumătate și lăsați-o timp de o oră ca să absoarbă zahărul. Mâncați acest remediu de 2 ori pe zi pentru a scăpa de tuse. Sulful din ceapă are proprietăți antibacteriene și vă va scăpa imediat de tuse. 2. Căderea părului, fierbeți niște apă cu ceapă și folosiți lichidul rezultat ca șampon preclătire pentru a ajuta la combaterea căderii părului. Proprietățile sale antimicrobiene vor ajuta la eliminarea mătreții și vor promova creșterea părului nou, în timp ce antioxidanții vor opri căderea părului. 3. Congestia din piept, tocați o ceapă sau dați-o la blender până ajunge la nivelul de pastă, apoi adăugați puțin ulei de cocos. Ungeți pieptul cu această pastă și acoperiți cu un prosop. Ceapa acționează ca un antibiotic natural care va întări sistemul imunitar și vă va scăpa de răceală. 4. Colicile copiilor. Pentru a calma colicile unui copil, dați-i câte o linguriță de ceai de ceapă pe oră până se calmează. Ceata are proprietăți care relaxează mușchii, întăresc stomacul și reglează digestia. Să fierbe o ceapă feliată în puțină apă și se lasă să se răcească, apoi se strecoară. 5. Mușcăturile de insecte. Aplicați o felie de ceapă sau suc de ceapă proaspătă pe locul mușcăturii. Proprietățile antiinflamatorii ale cepei vor reduce inflamația și disconfortul de la mușcătură. 6. Infecția ale urechii. Ceapa se toacă mărunt și se pune într-o șosetă subțire, apoi se leagă la gură și se pune pe urete până când va trece durerea. 7. Tăieturi. Puneți coaja de ceapă pe tăietură. Ceapa acționează ca un antiseptic, oprind rapid sângerarea. Proprietățile antibiotice și antiinflamatorii vor ajuta la vindecarea plăgii, în timp ce proprietățile antimicrobiene vor preveni infecția. 8. Dureri în gât. Faceți un decot de coajă de ceapă și apă, apoi faceți gargară cu acesta. Dacă gustul este insuportabil, puteți adăuga lămâie și miere. Proprietățile antiinflamatorii ale cepei vor ameliora durerea și inflamația din gât. 9. Vărsăturați ceapa și stoarceți sucul din ea, apoi preparați niște ceai de mentă și lăsați-l să se răcească. Beți 2 lingurițe de suc de ceapă și așteptați 5 minute, apoi beți 2 lingurițe de ceai de mentă. Repetați până când vărsăturile se opresc. 10. Arsuri. Aplicați felii de ceapă pe locul arsurilor pentru a preveni infecția. Compușii de sulf vor accelera regenerarea pielii și vor reduce arsurile și roșiața. Știați despre aceste proprietăți ale cepei? Sănătate, prieteni, apreciați conținutul, distribuiți canalul și abonați-vă. Sfat. Este de preferat înainte de utilizarea acestor remedii să se consulte și un medic specialist.